Liviu Șoptelea din Botoșani. Sunt la a doua participare la simpozionul de creație de la Hărman. La prima participare a fost chiar cu temă colectivă erotic art, deci nu trebuie mare traducere. Domnul Prâncean sigur l-a păstrat în colecția sa din seria respectivă de lucrări. De data aceasta, tema a fost liberă. Eu de câțiva ani am o temă numită Îngeri Urbani și tot prelucrez diferite elemente din folclor cu cele din religie. Aici, lângă noi, avem ceva cele mai recente lucrări, deci făcute chiar aici în tabără, este vorba despre îngeri din era covidiană, unde am văzut prin acest oranj speranța că vom scăpa și vom trece, dar totuși negru predomină, că încă suntem într-o fază de tranziție, ca să zic așa. Sunt foarte mândru și bucuros în același timp că sunt aici alături de unele din cele mai mari nume din țară, din arta plastică contemporană. Fenomenul Hărman chiar a devenit un fenomen. Colecția domnului Vrâncean a fost și la Botoșani în primăvară, la Galerie de Artă Ștefan Olchean. Și, de asemenea, dumnealui a fost și la Bruckenthal, la Bacău, la București, deci face din Hărman un brand.